Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune drumuri spirituale. Iată ne ajungi în ajunul Marelui Praznic al nașterii Maicii Domnului, zi în care cu multă bucurie fiecare creștin primește vestea nașterii Maicii Domnului. Astăzi, începând de astăzi, iată cetatea Tomisului, este în mare bucurie pentru că s-a săvârșit în Constanța un pelerinaj cu brâul Maicii Domnului, brâu care astăzi poposește la catedrala din Constanța spre închinare, iar mâine va pleca la ora 8 de dimineață în procesiune către biserica ce își va prăznui mâine hramul, biserica nașterii Maicii Domnului, cea de la Far, Sfânta Maria de la Far, așa este cunoscută în deopște credincioșilor. Să mergem cei care nu au ajuns încă să se închine, să ia binecuvântarea de la Măicuța Domnului cu nădejdea că ea, marea noastră mijlocitoare, nu ne va lăsa. Noi ne continuăm de acum obișnuitul obicei, sperăm și de mare folos pentru noi toți, de a învăța câte ceva de la Sfântul Paisia Ghiuritul. Și rămăsese vorba la viața Isihastă. Următorul cuvânt al Sfântului Pais este acesta. Cugetarea Isihastului este un spațiu închis, dăruit exclusiv lui Dumnezeu, unde niciun vrăjmaș înțelegător nu poate să intre ca să fure și să tâlhărească. Prietenul și ajutorul Isihiei este cugetul bărbătos și sever, care stă priveghind la ușa inimii și ucide sau alungă cugete viclene care se apropie. Urmărește cu atenție șoarecele sau pe cea care îl, vine, îl, vine, îl vânează, adică pisica. Un asemenea șoarece înțelegător urmărește cugetul Isihastului. Să nu disprețuiți acest exemplu, dacă îl disprețuiți, înseamnă că n-ai gustat încă Isihia. Am reluat acest cuvânt pe care l-am citit și ieri pentru că dacă am vorbit mai mult despre starea de veche, aș vrea să vorbesc puțin mai mult despre cugetarea Isihastului ca spațiu închis dăruit lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în momentul în care vrei să asiguri un perimetru, primul lucru pe care îl faci este să închizi toate intrările și ieșirile acelui perimetru pentru a nu comunica spre vătă a acelui spațiu pe care îl vrei asigurat. Nu? O locuință, o închizi, închizi bine ferestre, închizi bine ușile, închizi bine gardul, cauți să pui pasnici eventual. Și uite așa, reușești să asiguri cât se poate de bine cât să ție în putință acel spațiu. Nu depinde doar de tine, dar iată, ce depinde de tine e bine de făcut. Se înțelege că oricât de mari măsuri de siguranță și-ar lua un om spre a asigura un spațiu, acela oricum este vulnerabil dacă cineva, cineva își dorește numai decât nimicirea acelui spațiu, se poate chiar de la distanță. Asta dacă vorbim la nivel material, acel spațiu poate să fie chiar nimicit de la distanță cu toate um, măsurile de siguranță luate. Însă, într-o atare stare, când te vezi neputincios la un moment dat, ceri ajutor uneia care e mai puternic. Și dacă o familie cere ajutor unei firme de pază sau un stat cere alianța unui alt stat cu mult mai puternic, omul care vrea să dăruiască mintea, cugetul său lui Dumnezeu, cere a tot puternicului Dumnezeu această aliere, această Dăruirea a minții lui Dumnezeu. Cum se face aceasta? Prin permanenta legătură de nezdruncinat între tine și Cel cu care te aliezi Dumnezeu. Prin permanenta rugăciune. Ne povățuiește, Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. De ce? Pentru că, dialogând, aceasta este rugăciunea, nu? Dialogând neîncetat cu Dumnezeu, reușim să căutăm ca cele pe care le cugetăm să fie pe placul Lui. Nu poți să faci ceva ce nu-i pe placul celui cu care te-ai aliat, pentru că riști să rupi alianța. Riști rupând alianța să devii vulnerabil. Vulnerabil fiind, riști să fii nimicit. Și atunci, ce facem? Căutăm în primul rând să fim privitori și <coughs> adevărați evaluatori ai stării noastre, a nivelului nostru și dacă privim cum se cuvine, vedem limita, vedem neputința, vedem omenitatea, pe de altă parte, vedem și a lui Dumnezeu, de care nu ne putem apropia, zice cineva. De ce? Aceasta nu este o zicere firească. Dumnezeu nu este un Dumnezeu intangibil. Dumnezeu ni se dăruiește nouă tuturor. El vrea, El a zis, Iată, prin gura apostolului său Ioan, apostolul iubirii, Ioan teologul, într-una din epistolele sare, Iar iertare, în Apocalipsă, la capitolul 3, cu 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Cel ce deschide, voi intra și voi fi cu el și el va fi cu mine. Arătând disponibilitatea lui Dumnezeu de a fi cu noi. Alegerea nu o face el, deci o facem noi. Și dacă noi cu adevărat ne dorim, atunci înseamnă că cheia este la noi. Noi suntem cei care facem acest lucru cu putință. Adică, înlesnim. Puterea este la Dumnezeu, dar voia e la noi. Și atunci, ce avem de făcut? Este să arătăm disponibilitatea de a-l cunoaște. Dacă măcar disponibilitatea nu o arătăm, el nu ni se descoperă nu din răutate sau din lipsă de voința de a ne cunoaște, de a-l a cunoaște noi, ci nu se descoperă pentru că el nu dorește numai decât să nu dorește să încalce libertatea pe care el ne-a dat-o. Ne-a dat libertate, o respectă. O respectă pentru că este respectabilă. Noi nu-l respectăm. Trebuie să înțelegem acest lucru. Și atunci va trebui, mai decât, să ne vedem limita noastră, să ne vedem micimea noastră. De ce nu cerem? Pentru că ne vedem mult prea mari. Omul care nu cere ajutorul și nu dorește ca Dumnezeu să-i se descopere, să-i se facă și mai bine cunoscut, se crede a toate știutor, a toate cunoscător și a tot puternic. Atribute care nu sunt ale omului. Sunt are lui Dumnezeu. Din păcate, dacă simțim aceste lucruri, suntem într-o stare luciferică. Într-o stare în care nu-i mai dăm voie lui Dumnezeu să vină, nici nu-i cerem, nici nu-i vom mai deschide vreodată. Nu este vina lui Dumnezeu că nu ni se descoperă, ci este vina noastră că nu ne interesează. Știți, în momentul în care afli despre o personalitate, afli despre cineva care pentru tine pare să fie important, auzi despre el, despre capacitățile lui, auzi că este un foarte bun profesionist în domeniul în care tu activezi, s-ar prinde bine un contact, o întrevedere cu acela, un timp de împreună ședere și părtășie și împărtășire a cunoștințelor lui, deși acela chiar anunță că este disponibil, tu nu crezi că ai ceva de învățat de la acela și îl ignori. Îl ignori, îl ignori și acela oricum Pas cu pas se ridică, sigur. Iar eu, omul, mai mic decât omul acela, rămân în mândria mea ignorându-l pe acela, din ce în ce mai mic. Este extrem de periculos. Trebuie să. Trebuie să încercăm, pentru noi spun că trebuie, să încercăm să ne vedem. Micimea. Să ne vedem și micimea și importanța. Micimea, în comparație cu ziditorul nostru și al întregului Univers, și măreția omului în care Dumnezeu, la momentul când l-a creat, a înglobat întregul Univers, punându-l pe om, așa cum ar trebui să fie, stăpân al întregii creații. Să stăpânească cerul și pământul, dar nu oricum, nu într-un mândri. Omul are această plecare, vedem, spre a cuceri întregul Univers, dar a ales. O cale insuficientă. Nu spunem niciodată, nu suntem de acord, nu suntem de părere că modul în care omul a ales să cunoască și să stăpânească Universul, cel doar pur rațional, este greșit. Că atunci ne-am certat cu Dumnezeu care a dat omului rațiunea. Va reuși omul să stăpânească și cerul și pământul când va fi conștient de chipul lui Dumnezeu pe care îl poartă. Am tot vorbit și vom vorbi despre simțire, rațiune și voință. Și omul rațional, dezvoltându-și rațiunea, caută să cunoască și să stăpânească cerul și pământul. Și vede că nu reușește, pentru că doar rațiunea lucrează. Este doar într-un picior din trei. Tare fragil este echilibrul într-un singur punct. Tare puternic și tenezduncinat este echilibrul în trei puncte nu o spunem așa ca enunțuri e un adevăr pur matematic știm bine acest lucru mai cu seamă că, ia, matematica spune că oricare trei puncte sunt coplanare este, este motivul pentru care orice masă în trei picioare are stabilitate pe orice fel de teren, cât ar fi de plan sau de denivelat își va găsi cu siguranță un loc de, de perfect echilibru. De aceea, omul trebuie să conștientizeze și celelalte două afecte pe care le are ca să poată să stăpânească bine cetatea sa. Și stăpânind cetatea sa, să ajungă să cunoască și să stăpânească întregul Univers. Simțirea și voința. Dacă toate acestea trei sunt îndreptate către Cel care a creat și Universul și pe om, atunci El ne va descoperi nouă tainele care pentru noi acum par taine ale Universului, pentru că noi nu vrem să le cunoaștem așa cum se cuvine. Aceasta este slăbiciunea omului care nu reușește să-și țină bine mintea. Mintea sa este doar îndreptată către propria ei casă și nu către alianța cu cel puternic. Această slăbiciune rupe upgrade-ul de putere pe care ți-l dă alianța, să spunem, cu Dumnezeu ca să mă fac și mai înțeles, deși sunt convins că mulți ați înțeles ce am vrut să spun, în momentul în care ești în perfectă legătură cu Dumnezeu, în momentul acela, deja ești în pace și în siguranța, în pacea pe care ți-o dă siguranța că ești bine păzit de Dumnezeu și că Dumnezeu are grijă de toate ale tale nu ești în siguranță pentru că nu te știi bine păzit, că te știi neputincios. Trebuie numai decât să ne luptăm cu noi înșine și să reușim să facem această bună pază a minții noastre. update minții este privirea în sus către Dumnezeu care ne dat această capacitate, gândire, rațiunea, cugetare, să nu uităm și de celelalte două, simțirea și voința, și atunci vom fi în echilibru, vom fi și puternici, și vom reuși să ne păzim bine casa, vom, bin, vom reuși să ne păzim bine spațiul închis, dăruit exclusiv lui Dumnezeu, unde niciun vrăjmaș înțelegător, înțelegător vrăjmaș, cunoscător vrăjmaș, adică potrivnic, ne fiind altul decât diavolul, nu va mai putea intra, fura și tâlhări. Să iei seama, o, monahule, la ceasurile, în care ies fiarele. Astfel, altfel nu vei reuși să întinzi plasele potrivite. Am vorbit și despre acest lucru, nu? Să fim atenți la, absolut, la toată ciclicitatea celor rele din viața noastră și atenți fiind, le vom contracara. În relația Isihastului cu Acedia, achedia, este de strânare. Doamne. Câtă dreptate are Sfântul Paisia Ghioritul când spune acest lucru. Zicea ieri așa la acest cuvânt că în momentul în care nu faci nimic, nici bun, nici rău, nu gândești nimic, nici bun, nici rău, nu simți ești într-o împietrire care nu produce nimic. Drept este că nici rău, dar nici bun. Aceasta este starea de achedia, starea de lipsă, de lucrare și de rodire, pe care nu o putem părăsi decât cu pornirea. E nevoie de un impuls. E ca, ca un mare angrenaj, care a intrat într-un repaus, într-un soi de echilibru cinetic, care are nevoie doar de un impuls ca să plece, să înceapă să, să, să lucreze. Să... Și acest impuls nu poate să-l dea decât rugăciunea și, spun, Sfinții părinți acest lucru nu spunem noi, numai decât nevoința nevoința trupului. Sufletul și trupul să înceapă să lucreze. Omul, dând iată acest impuls omului la un Pui mâna și te rogi și strigi către Dumnezeu și îți pui trupul în mișcare. Ți-l pui în mișcare lucrând, închinându-te, făcând mătănii, disciplinându-te. De cele mai multe ori, de fiecare dată de altfel, cei care au trecut prin această ispitire a achediei, a acediei și având totuși un duhovnic, și-au găsit salvarea în ascultarea de duhovnic, au avut acolo în minte, în conștiință, pusă această lege pe care au respectat-o. Ascultarea de duhovnic este mântuitoare s-au descoperit pe ei în fața duhovnicului, arătând starea de repaus nelucrător al minții, al simțirii și al voinței. Și atunci duhovnicul, după cum își și cunoștea fiul duhovnicesc, l-a pus la treabă și a rânduit. Dimineața, când ai trezit, ai sărit din pat, ai făcut 25 de mătăni zicând Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, strigând din adâncul sufletului, după care te duci, te primenești, îți faci cele ale tale de bună rânduială, îți faci rugăciunea de dimineață, îți ia nafură și aghiasmă, te duci la lucrul tău și lucrezi cu sârg și cu atenție tot ceea ce ai de făcut. Căutând superiorul tău să fie tot timpul cu ochii pe tine, iar tu să fii conștient că ești privit de superiorul tău și ești supravegheat, și astfel să cauți ca lucrul tău să fie pe placul superiorului tău. După care, întorcându-te acasă, să cauți să fii pe plac soției și copiilor tăi, rudelor, vecinilor și cunoscuților tăi, către seară, să nu uiți a te ruga înainte de a dormi, făcând iarăși 25 de mătănii. Așa mi-a povestit un bătrân fiu duhovnicesc a venit să se spovedească la mine după ce duhovnicul său murise. Și care duhovnic l-a salvat din această stare. Și era bucuros și îmi povestea cât de mult folos i-a adus, iată, ascultarea de duhovnic. A căutat să facă acele lucruri și ușor, ușor, el îmi mărturisea, s-a aprins inima în trânsul, cum nu fusese nici înainte, când el considera că era în simțire, în, în rațiune și în voință aprinse și lucrătoare s-a pus în mișcare și s-a aprins și a pornit și a început să meargă și să funcționeze cum trebuie. Este nevoie, iată, pentru această dezmerenie și de ascultare de duhovnic. Curajul este o mare problemă cu cât omul se unește cu Dumnezeu, cu atât nu se mai teme de nimic. Unii n-au curaj să se apropie de Dumnezeu. Trebuie să avem îndrăzneală după cum El ne-a povățuit. Îndrăzniți, eu am biruit. Cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți afla. Acestea țin cumva, iată, de curajul de a dobândi cele necesare. Nu ai curaj? De ce? Pentru că frica s-a cuibărit în sufletul tău. Ce este frica? Ne spun Sfinții Părinți că un păcat. Un păcat, frate, cu necredința. Care naște, deznădește. De ce? Este, frate, cu necredința. Omul care crede în Dumnezeu și are relația fiască de fiu, tată, ceresc, îndrăznește oricând la Dumnezeu. Cât ar fi de nevrednic, chiar dacă este un fiu risipitor, tot se întoarce la tatăl pentru că se bazează nu pe vrednicia de fiu, ci pe iubirea și mila Tatălui Celui Ceresc. Crezând și cunoscând acest lucru, îndrăznește neîncetat la Tatăl Cel Ceresc, la Bunul Dumnezeu. De aceea, frica de a te apropia de Dumnezeu nu este justificată și este un păcat. Na, da, nu e cât sunt eu de păcătos. Dacă intru eu în biserică, pică biserica pe mine. Este o falsă zicere. Care mamă își nimicește fiul? Biserica nu este altceva decât mama noastră a tuturor păcătoșilor, care ne primește, ne încălzește, ne spală și ne luminează și ne îmbracă în veșmânt curat. Asta face Biserica. Cât am fi de păcătoși în ea, mai cu seamă cei păcătoși sunt primiți. Doar dacă vor. Ideea că sunt păcătos și că Dumnezeu mă arde nu se întemeiază. Nu se întemeiază pentru că nu se arată nou în viață fiind noi, Dumnezeu pentru că în viață fiind, într o fiind, nu putem să-l vedem pe Dumnezeu în întregimea Sa pentru că foc este mistuitor și nu vrem să fim mistuiți. Ei, în momentul în care reușesc să trec peste această barieră și să am curaj încetat și să îndrăznesc tot timpul, cât aș fi de nevrednic, din îndrăzneală în îndrăzneală, din cerere în cerere, din căutare în căutare, vom dobândi, vom afla ni se va deschide și vom fi primiți. Nu avem a ne teme. Curajul ține de credință, frica de necredință. Acestea două, frica și necredința, nasc de deznădejde. Omul se vede pe, sin pe sine singur. Și tare grea singurătatea, tare nu i bună singurătatea singurătate despre care însuși Dumnezeu a zis că nu-i nu, bin, nu bună. Când a zidit pe om, l-a făcut ființă socială. Când a zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și atunci a decat Dumnezeu și a găsit de cuvință că omul trebuie să fie ființă socială, zindindu-i lui femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Este momentul în care Omul a devenit ființă socială. Bun, bun, ar zice cineva. Păi, și atunci de ce pleacă unii în pustie? <laughs> pleacă în pustie, nu rupându-se de lume cu niciun chip. Dacă cineva pleacă în pustie dezgustat de lume, fugind de lume ca de un vrăjmaș, acela treabă bună nu va face în pustie. Când pleci în pustie, pleci ca să te dăruiești într-o toate lui Hristos, iubind lumea, având milă de ea și rugându-te pentru ea. Te duci în pustie ca să te rogi pentru tine și pentru lume, cu toată iubirea pentru lume, iubindu-o cu mult mai mult decât ai putea o arăta cât ai fi în lume chiar. Aceasta este starea pe care o are omul care pleacă în pustie și îi va fi și lui și societății din care s-a rupt spre folos. Altfel, va fi un eșec total această fugă în pustia fizică. Nu asta caută pusnicii, ci caută mai mult timp de rugăciune și de dăruire lui Dumnezeu. Fiind cu mult mai responsabil pentru societate, nu irresponsabil. Dacă înțelegem acest lucru, atunci cu siguranță ne vom întări, în îndrăzneală și în dobândirea de la Dumnezeu, ca rezultat al îndrăznerii noastre. Să luăm aminte să ne fie de folos, Doamne ajută iubiți credincioși și ne, vede, ne vedem mâine de dimineață cu toții în biserici, unde vom cinsti pe înscătoare de Dumnezeu, iar mâine la o nouă misiune de mod spirituale. Doamne ajută iubiți credincioși!